Bine ne-am regăsit! La această întâlnire îți prezint etapele realizării unei compuneri narrative. Pentru aceasta ai nevoie de indici de spațiu și timp, de verbe care asigură cronologia momentelor acțiunii, ce poate fi inspirată din viața ta personală sau după un plan. Iar textul tău trebuie să răspundă la câteva întrebări. Cine? Ce face? Unde? Când? Cum? De ce? Primul element care atrage cititorul este titlul. El poate fi o structură fără verb, cuvinte cu sens sau să indice locul acțiunii. Introdu un personaj memorabil care să rămână în sufletul cititorului sau ascultătorului. De aceea, alege un nume sugestiv. Stabilește-i statutul social. Conturează-i portretul. Identifică-i trăsăturile. Locul cel mai potrivit al acțiunii este acela unde personajul tău se simte în larg. Poate fi în interiorul unui spațiu sau în exteriorul acestuia. Prezintă-l însă în cuvinte puține, dar semnificative. La un moment dat, apare o situație care strică echilibrul din început. E bine să o introduci folosind cuvinte sau structuri ca acestea. Deodată, brusc, în acel moment sau altele. Se continuă acțiunea încercându-se rezolvarea problemei apărute. Complic-o, implicând mai multe personaje, introducând răsturnări de situație, folosind formule ca acestea. Totul părea să revină la normal. Când mă așteptam cel mai puțin? Și altele. Ai ajuns la acest moment de maximă tensiune? Dacă da, te rog să-l pui în valoare cu unele întrebări fără răspuns cum ar fi. Ce să fac? Dar dacă aș face altfel, ce se aude? Am ajuns să rezolvăm situația tensionată. Alege tu calea și folosește un aliniat nou în încheierea întâmplării. E alegerea ta dacă vrei să-i dai un final amuzant sau plin de învățăminte. Poți să-i pui pe gânduri pe cititori. Te-am pus și eu pe gânduri? Nu te teme. Dacă scrii o compunere dinamică folosind trecutul ca timp al acțiunii, un limbaj rigid, natural și o așezi în pagină respectând alineatele fiecarei părți, sigur vei reuși. Și mai fac ceva pentru tine. Îți prezint într-o întâlnire viitoare fiecare pas pe îndelete. Pe curând!